Echipa de fotbal a Municipalității Slătineni a demarat șirul întâlnirilor amicale în vederea pregătirii sezonului 2021-2022, în care va evolua în eșalonul 3 al fotbalului românesc. Fotbaliștii Slătineni au susținut în ultimele 10 zile trei amicaluri, câștigând două dintre acestea. Ei au învins pe teren propriu, dar și în deplasare, în întâlnirile cu viitorul pandurii Târgu Jiu, dar au pierdut acasă întâlnirea cu nou promovată în Liga 1, CSM Ioveni. Conducerea echipei slătine ne-a rulat în amicaluri toți jucătorii avuți la dispoziție, printre care și mai mulți tineri fotbaliști aflați în probe. Staful tehnic al CSM Slatina vrea să mai aducă fotbaliști la echipă după ce a perfectat două transferuri, fundașul central, Alexandru Sălcianu, și mijlocașul central, Alexandru Cincă. Liga a treia în care evoluează CSM Slatina va debuta la finele lunii august.